că avem ceva pentru agenda suplimentară? Nu. Atunci să trecem la resursele umane. Vă rog, domnul Efros. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, în temeiul articolului 7, litera I din legea numărul 136/2017 cu privire la guvern și articolul 6, alineatul 3 din legea 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, propun desemnarea domnului Gălușcă Ruslan în funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne din data de 29 decembrie 2023. Domnul Gălușcă Ruslan activează în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, începând cu anul 2009, perioada în care a ocupat diverse funcții, inclusiv de conducere, în domeniul asigurării securității frontierei de stat, combaterii imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, prevenirii și combaterii eficiente a imigrației ilegale și a infracțiunilor transfrontaliere. Domnul Gălușcă și-a făcut studiile în cadrul Institutului Militar a Forțelor Armate, Academiei de Studii Economice din Moldova, precum și a participat la instruiri atât în țară cât și în străinătate. Pe parcursul activității, domnul Gălușcă a înregistrat realizări notabile în ceea ce privește combaterea imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, iar calitățile manageriale îi va permite realizarea cu succes a funcției. Astfel, rog susținerea candidatului înaintat. Mulțumesc, domnul ministru. Vreau să adaug și eu că domnul Gălușcă s-a manifestat și atunci când în 23 spre 24 februarie 2022 Republica Moldova a trebuit să facă față valului de refugiați din Ucraina și vreau să mulțumesc pe această cale domnul Gălușcă și rog să susținem, stimați colegi, împotrivă. Abțineri nu sunt. Domnul Gălușcă, bine ați venit în echipă și vă dorim succes. Acum pe agenda, domnul ministru Rotar, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul hotărârii privind modificarea unor acte și implementarea, de fapt, a codului, noului cod VAMAL. Elaborarea proiectului respectiv este argumentat necesitatea dezvoltării cadrului normativ secundar pentru punerea aplicarea codului VAMAL 95. Din 2021, prin prisma prevederilor articolului 426 alineatul 2 din cod, precum și altor prevederi descrise în textul legii, Guvernul se împuternicește cu competențe pentru reglementarea proceselor și procedurilor de aplicare a dispozițiilor acesteia, care urmează să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024, ca urmare a abrogării codului VAMAL 1149 din 2000 și legii 1380 din 1997, cu privire la tariful VAMAL și alte legi. Respectiv, aprobarea și modificarea propuse va asigura racordarea prevederilor hotărârii Guvernului 92 din 2023 cu privire la punerea în aplicare a codului VAMAL numărul 95 din 2021 și altor hotărâri de guvern conexe, la ultimele ajustări efectuate asupra codului VAMAL 95 din 2021. La fel, elaborarea proiectului de hotărâri este condiționată de necesitatea ajustării tehnice a regulamentului de punere în aplicare a codului VAMAL 95 din 2021 și a anexelor acesteia. Ca urmare a carențelor identificate în proces de elaborare a actelor normative aprobat din selecționatul serviciu VAMAL. Ținând cont de cele menționate, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnul ministru. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă. Țineri nu sunt. Rog să continuați, domnul Rodaru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la stabilirea moratoriilor temporare privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pe funcții vacante înregistrate. Măsurile politice salariale propuse pentru anul 2024 au un impact considerabil asupra bugetului public național, cheltuieli de personal fiind prognozate cu o creștere de circa 2 miliarde de lei față de anul 2023. În acest sens, implementarea măsurilor salariale prevăzute va fi posibilă în condițiile eficientizării și stabilirii unui regim strict de utilizare a cheltuielilor bugetare. În aceste condiții, în scopul unei gestionări eficiente a resurselor financiare disponibile și direcționării acestora spre domeniile prioritare, se propune aplicarea moratorii asupra încadrării personalului pe funcții vacante constatate la 30 noiembrie 2023. Prevederile proiectului nu se aplică asupra funcțiilor pentru care la data intrării în vigoare a hotărârii a fost anunțat concurs. Adițional, se menționează că suspendarea încadrării personalului în autoritățile publice autonome, Casa Națională a Asigurării Sociale și autoritățile publice locale de ambele niveluri, pe numărul de funcții vacante indicate, poartă caracter recomandabil. În același timp, prevederile proiectului admit posibilitatea încadrării în perioada moratoriului a personalului strict necesar realizării misiunilor autorității publice sau în cazul reorganizării pentru numărul de funcții vacante indicat, cu acceptul Ministerului de Finanță.
Măsura respectivă este normă aplicabilă până la 31 decembrie 2024. Deci, în cele menționate, rog susține proiectul. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt și domnul vicepremier Bolea, vă rog. Domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției noastre proiectul de hotărâri cu privire la alocarea mijloacelor financiare în sumă de 63.635.200 lei Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din fondurile de urgență ale Guvernului pentru acordarea despăgubirilor în vederea lichidării rapide a focarului de peste porcină africană înregistrat la data de 1 decembrie 2022 în exploatația de creștere a porcinilor SRL Golden Piglet din satul Șoldănești, raionul Nisporeni. Agenția a constatat eligibilitatea 28.875 capte de porcini pentru achitarea despăgubirilor, fiind necesară suplinirea bugetului agenției în scopul onorării obligațiunilor față de fermă de porci nominalizată. În temeiul celor spuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc! Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Buzău. Stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul de decizie protocolare cu privire la modificarea înscrierii protocolare numărul 15 din procesul verbal numărul 52 al ședinței Guvernului din 27 decembrie 2023. Aceasta prevede că la punctul 15 din hotărâre se va prevedea că ea intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024. Mulțumesc, domnul ministru. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Stimați colegi, de data asta am fost foarte eficient. De data asta este ultima ședință a Guvernului din acest an. Eu vreau să doresc tuturor cetățenilor o sărbătorire frumoasă, cine vrea frumoasă, cine vrea liniștită, cine vrea gălăgioasă. Este clar că colegii ministrului Efros vor avea de muncit și aici vizem foarte mult polițiști, pompieri, salvatori, să ne asigurăm că toată lumea sărbătorește în siguranță. Și ne doresc tuturor nouă și cetățenilor un an nou bun, un an nou productiv. Anul, anul 2023 l-am încheiat cu această noutate excepțională pentru Republica Moldova, deschiderea negocierilor și este evident că în 24 va trebui să muncim și mai mult pentru ca să construim bunăstarea europeană aici la noi, acasă. La mulți ani! Felicit cu sfârșitul anului, vă urez la mulți ani. Poate un pic, dar așa e dialogul, negocierea care a fost. Și vreau să menționez că a fost o colaborare fructuoasă datorită inițiativei domnului prim-ministru, datorită deschiderii dumneavoastră. Vreau să menționez și consilierea prim-ministrului, doamna Diana Chiriac, care a lucrat foarte bine cu noi anul acesta. Am avizat și am negociat sute de acte normative, de avize, dintre care coduri foarte importante, cum ar fi codul urbanismului, codul funciar, de asemenea codul rutier și alte acte importante. Și vrem să mulțumim cu această ocazie, să vă mulțumim pentru colaborare pentru și deschiderea dată, inclusiv deschiderea unor ministere, cum ar fi Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii, cum ar fi Ministerul Educației, Energeticii, Ministerul Mediului, Ministerul Finanțelor, care de asemenea, și sperăm că în viitorul an vor fi mai deschise și celelalte ministere. Și vă urăm succese mari în noul an, pe tărâmul anume integrării în Uniunea Europeană și în același timp să fie și adâncită autonomie, descentralizare și cetățeanul din cele mai îndepărtate localități să simte suportul necesar, să simte acest proces de integrare. Și încă o dată vă urez la mulți ani, mă scuzați că nu e urătură, dar am încercat să o fac sub urătură, deci la mulți ani și sănătate! Discursul dumneavoastră totuși a fost melodios! Vă mulțumim și noi și eu vreau să menționez că am simțit și noi o colaborare constructivă. Este evident că mai avem
mai avem foarte mult de lucru să încurajăm administrația publică locală, în mod special că, iată, tocmai și-a luat mandatul. Și avem atâtea oportunități neexplorate de a crește veniturile și corespunzător calitatea și investițiile în serviciu public la nivel local. Guvernul va pune la dispoziția consiliilor și conducătorilor de primării instrumentele necesare ca împreună să putem asta face posibil. La mulți ani tuturor, inclusiv celor care sunt responsabili de administrația publică locală. Da, vă rog, domnul Fără. Ne urați. Odată, asistență, stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, într-adevăr, parcursul acestui an chiar am muncit împreună cu mediul de afaceri. Vreau să vă urez dumneavoastră tuturor sănătate și pace și să realizăm cerea ce le-am aprobat, inclusiv și ultima hotărâre de guvern ce țin domeniul VAMA. Toate acestea împreună creează un cadru de creștere în viitorul apropiat. Să dea Domnul să realizăm cerea ce le-am adoptat împreună. La mulți ani, dumneavoastră și la mulți ani Republica Moldova. Mulțumim, domnul Harea, dar n-ați zis nicăte de Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanțelor, ca întotdeauna, cel mai precis în calcul. Mulțumim, colegi, și vă doresc o zi minunată în continuare. O să rog colegii din guvern să rămână.